Salutare! Numele meu este Gurciu Chenuț și sunt elev în clasa 4-a cel liceu teoretic Steva cel Mare. Vă voi recita o poezie de Grigore Vieru numită Casa Printească. Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce vă sfădiți! E păcat, nu-i drept și nu e bine să vinzi casa care te-a încălzit. Banii ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea e grea, însă cum să vinzi fereastra oare, cea la care maica te aștepta? Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt, din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. O vom da și vor schimba lăcata și vor pune și ferestre noi și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străini la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt, din atâtea lucruri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață și părinții sus ne-au întreba, ce mai face casa lor cea dragă, cine are azi grijă de ea?